de matematică. Mai ales dimensiunea de apropon, n-ai cu exerciții de matematică. Începem cu algebra, ca să vă înțelegi, nu? Algebra. Zero. 24 de la pagina 46. Arătați că pentru orice valoare a numărului natural n au loc relative. Amin. Oricare ar fi n natural. Au loc relative. Au loc relative. Relative. 5n plus 2. 5. N plus 2. Da. Asta e pentru că ai rezolvat în parte. Și facem 10 și de, da? 5n plus 2 și 3n plus 1. 5n plus 2. Știi ce? Dar poți face un film la aceleași stile de film și sunt rămâne și foaie, sunt nou și eu când am urmă. Și 3n plus 1. Pe tema aceea, pe fiuța cu probleme. A, să vă fac o fotografie? Nu, văd tu fotografie și dă-i foaie. Da, 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 da. Deci 5n plus 2. Și 3n plus 1. Da. Prime 3n. Să fie calcul 1. Vreți să le faceți înainte, să nu vă luăm mai cu calcul? Nu, aia nu, că nu m-am uitat deloc și nu știu ce... Da. Gata, gata, am glumit. Dar nu, chiar nu, nici nu mă gândesc să mă supăr. Vă dați seama. Vinde mâine. Bine, nu, mai fă. Ba da, nu, gata, vreau să vedem dacă știți să faceți. A, așa, bun. Arătați că pentru orice număr natural n are loc, au loc relațiile. Indiferent ce îmi punem, totdeauna sunt primi între ele. Deci, da. Totdeauna 5M plus 2 și 3M plus 1 sunt prime între ele. O idee cum aveți voi aici? Cred că așa vreau. Păi, toate numerele de forma 5N se pot termina în 0 sau în 5? 5N, da. Deci, numărul se va termina în 2 sau 7. Da. Și am ales numerele prime. Și dacă mă... Nu, 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 nu. Cu cifra unităților e... Dar da. Nu mă, se termină în 2 și în 7, controlul din partea asta, da. Am suficiente numere care se termină în 2 și în 7 și din coace se termină în cât? Da. Iar nu știu ce să spun. Păi în celălalt se poate, putem 3N poate să fie 0, 3 sau 9, nu, 6 sau 9, adică adunat cu 1 se poate termina în 1, 4. Nu ne ajută. Unități, cifra unităților, nu ne va. Haide, nu că suntem noi împotrivă, ci avem suficiente exemple cu numere de tipul acesta de la unități și nu se întâmplă chestia asta. Davide, ce înțelegi tu prin... Prime între ele. Au dar pe unul, ce mai... Nu au niciun divizor. Ori sunt... numere prim, număr prim și unul compus, ori sunt numere prime între ele, adică n-au, pe cel mai mare divizor este unul. Așa trebuie să arată. Pe cel mai mare divizor comun, indiferent ce e înlocuit. Hai să facem câteva situații practice, concrete. Hai să înlocuim un N. Așa mă aștept să fi venit. Pentru că, deocamdată, nu putem să spunem în mod general să zicem chestia asta. Totuși, și pentru N egal cu 1, ce se întâmplă? Care e perechea de numere? Da, e la fel, te rog. 7. 7. Și 4. Da, sunt prime între ele. Da, au alt divizor, adică nu au alt divizor comun. Da? Altul, pentru B egal cu 2, ce se întâmplă? Deci începem o cercetare pentru început să vedem dacă chiar așa este. 12. Deci ar fi 12. Și 7. Și 7. Chiar așa. Sunt prime între ele. Pentru N egal cu 3. O să fie 17. 17 și? 10. Din nou prime între ele. Foarte tare. Foarte tare. N egal cu 4. E în egal cu 4. Crezi tu că e cuiză problema așa de exemplu? Nu. Cred că putem să mergem mai sus, să scriem pe 5M plus 2 ca 3M plus 1. Hai că să vedem, apoi să vedem ce rămâne, cum ar fi din ele. Da. Merg așa, dar hai să vedem ca la șah. Păi, da. A facem așa, s-a repetat el și el rămâne în plusul ăsta 2N plus 1.
Să poți... Da, deci, în clipa asta pot trage concluzia așa. Da, merită să mă ocup de el. Este frumos, interesant, până acum, prin aceste exemple particulare, nu mi s-a întâmplat ca să am vreo surpriză. De fiecare dată mi-a ieșit că sunt prime între ele. Da, dar zice pentru orice e. Eu am să zic și pentru ele egal cu 100. Și așa am să zic și pentru ele egal cu 1000. Și fac pentru ele lume. Și nu numai asta, orice e. Exact. Deci nu pot să spun că printre niște valori date particulare am rezolvat problema în general. Cum generalizăm? Asta e problema. Mai observăm că la fiecare unul crește din 5 în 5 și unul crește din 3 în 3. Da. Fiind un număr, la 3, de exemplu, fiind un număr impar și cu un număr par, apoi un număr par cu un număr impar. Adică, la fiecare... Am înțeles ce vrei tu să zici. La fiecare măsoare câte unitate da, suntem... Da, dar ne ajută asta să generalizăm? Adică, mă refer la faptul că în fiecare, prima dată o să avem un număr impar și un număr par, apoi un număr par și un număr impar. Okay. Adică... Nu vrei să presupunem că ar avea un divizor? Ca să rezolvăm repede? Să presupunem că avem un divizor. Nu unul, ci un alt. Exact. Asta e, trebuie să încercăm. Presupunem că există unde diferit de 1. Da? Că există un divizor diferit de 1. Așa. Așa încât acela se împarte pe amândouă. Corect. Adică D să dividă pe 5 plus, plus 2. Așa se fac exercițiile astea, da. Plus 2, domnul profesor. Da, 5 în plus 2. Și același D. Același D să-l divide, da, hai că să-l scrie. Același D să-l divide pe 3 în plus 1. 3 în plus 1. Deci presupunem că l-am avea. Și dacă deci, îi dă D-ul ăsta numai 1, atunci înseamnă că nu-l are. Că nu este existat. Altcineva nu există decât ați înțeles și am generalizat. Așa plecați în exercițiile astea. Tocmai. Deci presupunem că a exista un alt, un diferit de 1. Și când muncim, să vezi că probabil nu mă lucru. Probabil că așa o să fie. Așa trebuie să așteptăm. Și atunci raționamentul pe care am demonstrat că nu are altul decât pe unul. Deci presupune că există o de diferit așa încât de să-l divide pe ăsta și de să... Dar dacă de-l divide pe ăsta, ce înseamnă? Cum scrii pe 5 în plus 1? Pe 5 în plus 1. Plus 2. 5 în plus 2. 5 în plus 2 se divide. Egal cu D. Egal cu D. Oriceva. Unul X. Dacă D îl divide pe el, dacă e un divizor... Da, o să scriva 5N plus 2. Egal cu D, egal cu 2 ori X. Și celălalt scriu 2 ori Y. Nu 2 ori Y. D, am zis. D, da, da. 2 ori X. Deci 5N plus 2 egal cu D, divizor, oriceva. Că de-aia e divizor, da. Oriceva. Ori un X, cum ai zis tu. Și că 3N plus 1 egal cu D ori un Y. Y. Dacă aș fi avut același număr de ien, n-aș fi scăzut. Da, dar n-am același, dar n-am același număr de ien. Nu știu un factor n-am. Să mulțumim și prima cu 13, a doua cu 5? A, ca să fie la un 2 același număr de ien. Ca să fie 5 pien? Sau cu minus? A, nu, cu minus n-am bolit. Da, cu acei scădem. Da. Deci, hai să mulțumim tot ăsta cu 3. Da, tot ăla cu... Deci mulțimul pe asta tot cu 3. Ca să ajung la 15. Și partea stângă și partea dreaptă. Neapărat, egalitatea. Și din coace mulțim cu? 5. Dar de ce facem asta? Ca să ajungem la 15, 15. Și facem, scădem. Și 15 minus 15 am scăpat de ei. Ai înțeles, Dania? Mm-hmm. Ia să vedem ce dă. Deci, cine vorbește? Davide, ia zic. Daria. Sau Daria, hai. Și o să fie egal cu 15N. 15N. Plus 5. Plus? 5. De ce 5? Plus 6. Plus 6, sigur că da. 3 ori 2. Am mulțit peste tot cu cine? Cu 3. Plus 6, egal cu? Este egal cu 2 ori x ori 3. 2 ori x ori 3, așa am zis că am mulțit cu 3. Da, da. Tu, David, da, de rezult? 15N da. Plus 3. Plus cât? Plus 1 ori 5. A, tu ai fost atent, dar vedeți așa cum... Deci 1 ori 5, 5. Egal cu D ori Y, ori 5. Ori 5. Da, fii atent, da, da, nu poți scădea... Da, din cel de sub, vedem pe ăsta de jos. Și acum?
15 minus 15 am terminat. Da, stați. Sau dacă vreți, scriem 15 plus 6. Și ați scăzut ăsta, dar ați scăzut numele consecutiv. Exact. Am pus că era 15. Deci 15 minus 15 am terminat. 6 minus 5, 1, egal cu? Egal cu? D pe lângă. D pe lângă. D x ori 3 minus D y ori 5. Și atunci, 1 egal cu? Și acum echivalent. Păi D-ul dăm în față. Exact. D 1 egal cu D pe lângă x. 3x. Lângă 3x minus y. 5x. Nu, minus 5y. Așa. Și două numere înmulțite fac 1. Asta ce înseamnă? Înseamnă că drumul poate fi negativ decât 1. Corect. Deci aici rezultatul nu are ce face bietul D decât să fie 1. Deci e cal cu 1, terminat problema. Deci dacă zicem noi căutăm un altul, dacă umblăm de un alt divizor, de 1, divizor. Degeaba umblăm. Că nu tot 1 este. Da? Ai înțeles? Indiferent din nu ăla. Că ați văzut că l-am anulat din nu ăla. Nu mai e. Nu avem nicio contribuție de unul. Mie îmi place ghișitul și de aceea vreau să mai da, 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 că mai avem două la fel. Adică da, dacă o înțeles, trebuie să meargă ei. Da, imediat asta. Deci, având un ghișitul de tipul acesta, care spune să arătăm că adevărat, indiferent ce nu punem, pentru început, dau urmând niște valori particulare ca să mă convin că treaba e bună, că merită. Adică vreau să simt ghișitul asta. Dar pe ce situațiile acelea particulare nu e suficient? Situațiile acelea particulare doar m-au convins pe mine că trebuie să mă ocup. Că așa numai, ci în mulțimea numai la apărarea mea. S-ar părea că așa este. S-ar părea că este așa treaba asta. Nu-i de... merită să mă ocup. Și atunci presupun că ar avea un divizor. Așa pornesc. Ei, deci presupunem că ar avea un alt divizor decât unul. Adică este așa zisă metodă de demonstrație, până reduce la absurd. Presupune că ar fi un altul diferit de unul. Da? Presupune că există un diferit de unul. Și atunci ar trebui să facă celălalt ca divizor. Să divide și pe unul și pe celălalt. Deci dă divide primul pe număr, 5 în plus 2 și divide și pe 2 plus 1. Asta face el dacă e divizor. Calitatea divizorului este să divide pe fiecare parte. Înseamnă atunci că acest 5, așa trebuie să spunem, 5n plus 2 se scrie ca d ori x, d înmulțit cu ceva, divizorul înmulțit cu ceva, la fel 3n plus 1 ca d ori y. Și cum îi propune? Și sunt trist acum, că n-am același n, ca aș vrea să-i putem să scad ca să dispară n-ul. Ca să scad bine. Că zice indiferent de n. Corect. Adică să dispară n-ul. Și atunci de aia înmulțit cu 3, de aia înmulțit cu 5. I-am așezat frumos, la scădere. Nu e și numai unu. Și apare o mulțime, nu știam eu. Găsit însă unul. Dacă aici aveam doi, dacă aici aveam doi, aș fi fost trist. Că cât ori cât se facă doi? Doi ori unu. Nu neapărat două să fi fost unu. Putea să fi fost și doi. Da? Dar dacă îți dă la scădere numai unu, ești foarte, foarte fericit și spui, da, am făcut ești. Și acum, dacă am înțeles, mai sunt două. Unu, unu și unu, unu până la final, domnule. Da, 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 da. Și eu m-a scris ce e. Exact. Când te scrie și noi ne dăm seama dacă am înțeles sau nu. Cum stau lucrurile. Așa vreau să vorbiți, da? Da, ce? Vreau să vorbiți așa? Cu drag, ca să-i convingi pe cei care ne urmăresc. Ca să înțeles. În locul meu. 8n plus 9. 8n plus 9 și 6n plus 7. 6n plus 7. Prime întrebări. Prime întrebări. Și demonstrați asta. Hai, David, de tu cu tema ta și pe aceea tu demonstrați. Să presupunem că ar fi un D care este diferit de unul. De unul. Că există un D diferit de unul. Așa încât. Așa încât. D divide. Așa încât. D divide pe 8n plus 9. Așa încât, hai să te dea și mai tare. Așa încât 8n plus 9 și respectiv 6n plus 7 să-l aibă pe acel D. Adică cel mai mare divizor al lor să fie acesta, D de care am vorbit noi, diferit de 1. Și atunci, conform, ideea aceasta că cel mai mare divizor al lor rezultă din asta, ca mod de redactare, rezultă că, te rog acum, rezultă că 8n plus că divide că de divide 8n plus 9. Sau că 8n plus 9 se divide la D da, și... Da, și D divide 6n plus 7. D divide 8n plus 9. Da. Trebuie să punem paranteză da, da. Și D divide și pe 6n plus 7. Da, da.
Nu mai contează. Și de unde va rezulta din fiecare? Da. 8n plus 9 este egal cu d ori un x. Și 6n plus 7 este egal cu un d ori y. În prima relație vom înmulți cu 6 și în a doua vom înmulți cu 8. Acum mai va... Dar de ce? De ce nu cu 3? Cu mai puțin. Pentru că poate să pare că te încurci așa, să nu mai mai pe 2 deja l-au. Pentru că pe 8 și pe 6 îl au ca divizor pe 2, da, dar și putem să scriem... Trebuie să-l mulțim pe primul cu 3 și pe al doilea cu 4, ca să dea 24, care e cel mai apropiat. Am văzut mai înainte de a spune tu 6 ori 48 și 24 e deștept. Și 24. Tu l-ai incorporat în felul care mulțește aici pe 2 comun, divizorul comun. Nu. Cu cât cu 3, cu 4 aici parcă și cu 3 aici, nu? Ia uite, 4 cu 3 și cu 4. 3 și cu 4. Pentru că 3 ori 8, 24... Îl găsești pe cel mai mic, Davide, știi? Cel mai mic număr la care... Adică afli cel mai mic multiplu comun al lor. Exact. Al lui 8 și al lui 6. Cel mai mic multiplu comun al 8 și al lui 6 este... 24. Ce înseamnă semnal, Davide, te rog? 24. Da. 8 plus 4 este egal cu 3 ori D ori X. Da. 24n da. Plus 21 este egal cu 4 ori D ori X. Da. Le vom scădea între ele. Da. Și va deveni 6 egal cu 3 ori D ori X minus 4 ori D ori i, ori y, da. Îmi scoate în factor comun pe d, da. 6 egal cu d pe lângă, 3x minus 4y. Vedeți că n-ați făcut bine, domnul profesor, 4 ori 7 28, nu 21, că vă dați 6, 28, 6 deja ar avea divizor. 28, da, 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 eram aici, exact. Eram destul de trist. Trist. Da, eram testul exact. De trist că dădea la scădere 6. 6 și 6 din 2. Intrasă în panică și mă gândeam, băi, 2 ori 3, ce fac eu aici? De acum scăderea se face de jos în sus, Davide. De 28 scădem pe 27, adică de partea de jos scădem pe cea de sus. Și atunci cât trebuie să fie aici? 4 de Y. Dar la scădere zicem 4 de Y minus 3 de X. Când ne uităm repede, cine e mai mare? Exact, cele și 6-le, da. Așa, 6, da. Deci 1 este egal cu 4 de Y minus 3 de X. Este important să dea 1. Exact. Asta e important. Și acum, de aici, rezultă. Davide, rezultă că... Rezultă 1 că 1 este egal cu D pe lângă 4Y minus 3X. Minus 3X. Și rezultă că D este 1. D egal cu 1. Așa că presupunerea, cum am presupus că D diferit de 1, contradicție. Adică numele sunt așa. Rezultă că 8 n plus 9, 6 n plus 7, prime între ele, egal cu 1. Și ca să nu mai să dispare contradicția, înseamnă să nu mai îndrăznim noi să presupunem că ar exista un altul. Iată, intrăm în conflict. Corect. Deci rezultă de aici că PP, presupunerea făcută, este falsă. Așa de dată. Presupunerea făcută este falsă și în clipa asta înseamnă că numele cele luate în discuții 8n plus 9 și respectiv 6n plus 7 sunt prime între ele. Iată rezultatul. Atenție multe. O grindă trebuie să apare de data aia. Deci presupunem că ar fi un altul diferit de 1. Și atunci ar trebui să facă munca asta, să facă treaba asta. Facem treaba și când colo apare două numere înmulțite, să facă unul. Deci, neapărat, de unde are ce face decât unul. Și cum am presupus că ideea era diferită de unul, o contradicție, un conflict. Și ca să nu mai ajung acolo, să nu mai îndrăznesc să presupun așa.
Deci să nu mai îndrăznesc să presupun că ar exista un 2 diferit de 1. Scrieți, cerciți-o și eu uștept. 2 diferit n plus 6 și 20 n plus 12 să aparțină mulțimii numerelor. Cele două să aparțină mulțimii numerelor. 1, 2, 3 și 6. Așa, așa. Să aparțină. Aparțină. Mulțimii numerelor. 1, 2, 3 și 6. Ce înseamnă asta? E ca să se lăcătrezi din vină? Am luat de scrie. Hai să luăm un deci, ce am citit eu de aici? Cel mai mare divizor comun a acestor numere să fie. Să fie. Deci de aceea trebuie să spun egal cu D care se aparține. Deci cel mai mare, nu a scris așa autorul, dar scrim noi acum. Da. Deci cel mai mare divizor comun al numerelor acestea, că am pus paranteza. Înseamnă cel mai mare divizor comun. Și el trebuie să fie unul din numerele acestea. Mai citim problema. Păi nu, e aceeași problemă. Arătați cu indiferent de n au loc relațiile. Aici arătați că indiferent de n așa ceva. Da. Deci arătați că pentru orice valoare a numărului natural n au loc relațiile. Aici suntem. Este un pic diferit de instrument. Da, dar e de ultimul. Da. Înseamnă că pentru o anumită categorie de valoare a lui n, cel mai mare divizor comun este 1. Cred că găsim pe 1, pe 2, pe 3 și pe 6. Eu așa mă gândesc. Tot așa eu aș pleca de la presupunere și cred că l-aș găsi pe 6, domn profesor. Eu cred că îl găsesc pe 6. Eu cred că ar trebui să dăm pe 6 în factor ca să includă și pe 1 și pe 2 și pe 3. 2, 3, 6... Și eu zic că divizorul ăla este 6 și atunci 6 era și pe 1 și pe 2 și pe 3. Păi nu știu, adică deci, putem... Plecăm în lucru cum știam mai mult. Cum știm noi. Presupunem. Vorbește prea mult. Da, da, asta presupunem că există un D ce nu aparține mulțime valorilor acestea. Adică diferit de mulțimea aia. Deci un D care nu aparține 1, 2, 3, lui 1, 2, 3 și 6. Deci, și o să vedem pe care îl găsim eu, Daria. Un altul decât 1, 2, 3 și 6. Da. Pentru că ăsta nu poate să fie orice. Astfel încât. Așa încât. Deci să dividă, hai să începem, deci să dividă pe... 12, vorbește de aia, pe 12 cu 6. Că aici spune că orice n am fi luat să dea faptul că el se împarte la 1, 2, 3, stai puțin. Trebuie să înțeleg, trebuie să o urmărim. Da, te rog. Asta înseamnă că orice n se împarte la 6. Adică, din, dacă noi am mulțimi, de exemplu, dacă am luat pe n1, numărul care îl dăm trebuie să împarte la 6. Tu faci un lucru spectaculos acum. Tu spui așa, hai să tatonăm un pic, să vedem ce se întâmplă în urma analizii respective, să vedem ce perechi de numere devin acestea care să aibă uneori pe 1, pe 2, pe 3. Ea vrea să înțeleagă mecanismul. Iată, pentru nu e egal cu 1, dar de ce se întâmplă cu perechea asta de numere? Cum am tatonat mai înainte? 18. Deci apare 18 și respectiv. Și 32. Și 32. Asta spun, 18 se împarte, 32 nu. 18 și 32, ce divizor au ăsta? Pe 2. Pe 1, pe 2, dacă vreți din mulțimea aia, la 1 și 2. Pe 2, dar pe 3 și pe 6 nu l-au. Păi nu. O parte din numere vor avea pe astea. De ce atât eu merg lângă tine acum? Deci eu sunt atât de atent să dezvolt ideea ta, pentru că vreau ca odată cu problema ta, să rămâne pe toți prietenii noștri. Deci, care e cel mai mare divizor comun între 18 și 32? 2. Deci egal cu 2. Deci perechea asta, pentru nu e egal cu 1, are pe 2. Este 2 acolo. Foarte clar. Unul din el, la unul, pe toate la un loc. Nu simultan. Deci una din valori de acestea. Pentru nu e egal cu 2. Cu 2. Atunci, perechea care urmează, da, 24 plus 6, 30. 24 pe 22, 12 ori 2, fac 24 plus 6, 30. 30, da, ia. Și respectiv? 52. 52. Dar, Didi, care e cel mai mare divizor comun al lui 30 și 52? Tot 2, da? La 3 nu se împarte, 52 nici la 6. 52 numai la 2. Și la 1. Așa.
Deci tot 2 este. Pentru nu egal cu 3. Ia să vedem ce se întâmplă cu perechea care ea are. 3, 6 plus 6, 42. Și respectiv? 72. 42 și 72. Are și 3. 6. Are și, e 6. 6 ori 7, 42 și 6 ori, și... Și 6 la 72. Deci este 6. Adică ăla are pe 2, ăla are pe 3 și pe 1. Pe 1, 2, 3 și 6. Acesta, deci iată că este un model pentru nu egal cu 3, am de-a face. Adică la, nu egal cu 6, o să se împarte tot la 6? Pentru nu egal cu 3, nu egal cu 6. Dacă nu e egal cu 9. Da, și ce? Arătăm că pentru oricine? Indexate pentru oricine au loc relațiile. Deci, atenție, hai să ne întoarcem în probleme. Spunem așa, tatonând noi câteva modele, am constatat că nu am descoperit în clipa asta vreo pereche de numere ca să aibă alt divizor, în afară de 1, 2, 3 și 6. Un altul. Adică cine să fie? Un 7 să fie? 4 să fie? 5 să fie? Poate îl descoperim acum, lucrând așa la general. Acum, hai să mergem. Presupunem că există un D care nu e unul din numerele acestea. Un altul decât 1, 2, 3 și 6. Deci diferit de 1, 2, 3 și 6, el, așa încât D se divide atât pe primul, pe cât și pe 2. Se vorbește de aia. D divide pe... 12 plus 6, vorbește și de aia. De să divide? 12 plus 6. Mai tare, sunt în aduși cu unii care vă urmăresc. Și de divide? 20 plus 12. 20 plus 12. Dacă divide 12 plus 6 și divide 20 plus 12, înseamnă că Davide de aici Rezultă că 12n plus 6 12n plus 6 se scrie ca fiind egal de ori un x. Da, corect. Și 20n plus 12 este egal cu un d ori y. Corect. Daria? O, pe primul îl înmulțim cu 5. Așa. Și pe al doilea îl mulțim cu 3. Deci sunt gândite la 5 fapte. Pentru că m-am dus mai întâi la 20, fiind număr care termină 0, ar putea să nu pot să-l mulțesc cu 2, dacă l-aș mulți cu 2, se ducea 40, ceea ce la 12 nu pot. Și următorul ar fi 60, care se... Deci am căutat multiplii din 20, cu 2, cu 3, da? Și își dă seama că 60 ar fi parcă, nu? Adică cel mai mic multiplu comun. Hai să luăm deoparte, copii. Pe 12, îl scrie egal. Hai, vă rog, așa trebuie să mă ziceți, copii. 12 este egal cu 2, la 2, la 3. Pe 20, da, iar îl scrie egal cu... Este egal cu 2 la 2. 2 la 2, 4. 4 ori 5. 2 la 2, 4 prinde, mă. 2 la 2, 5, da? Și acum, cel mai mic multiplu comun, cel mai mic multiplu, cel mai mic număr, care să se împarte și la 12 și la 2. 2 la 2 ori 3 ori 5. Da, am făcut chestia, am făcut între 2 la 2 ori 3 ori... Și este egal cu 20 ori 3 și este egal cu 60. 60, ne-am găsit de deștept. 60 sunt parte, cel mai mic număr. Sigur că 120 este bun. Sigur că 180 este bun. Dar cel mai mic număr, ca să nu lucrăm cu numere mari, este 60. Așa încât înmulțim pe prima dată de cu... Primul mulțim cu 5. Da. Și a doua cu 3. Cu 3. Și atunci ce rezultă echivalent? Și o să fie egal cu 30, nu, o să fie egal cu 60n plus 60, este egal cu 2 ori x ori 5. Și 60n plus 36 este egal cu 2 ori y ori 5. Și acum o să descădem unul între ele și o să fie egal cu 6. Y ori y, domn profesor. Ori 3. Ori y ori 3. Ori 5. Ori 3, că l-am mulțit cu 3. Ori 3. Descădem. O să descădem și o să fie egal cu 6, este egal cu 2.
pe lângă 5x. Nu, atenție, nu. De unde ai scăzut? De jos. A, pe lângă 3y minus 5x. 3y minus, da, vine David? Da. 3y minus 5x. Rezultă, și asta rezultă că D este, poate să fie egal cu 2, 3, 6 și 1. Deci de aici, D? Nu poate fi 6. Corect. Deci rezultă că D trebuie să divide pe 6. Adică D are șanse să fie 1 și atunci tot celălalt să fie 6. D să fie 2 și celălalt să fie 3. D să fie 3 și celălalt 2. D să fie 6 și celălalt să fie 1. Corect. Deci de aici. D aparține. D aparține. Hai să spunem așa, să înțeleagă toți prietenii noștri. Din chestia asta, cât ori cât se facă 6? Cât ori cât se facă 6? Am avea un caz. D egal 6. Cu 1, D să fie 1 și toată asta altă de sub 3y, 3y minus 5x egal 6. Sau, o altă variantă, D egal cu 2 și 3y minus 5x egal cu 3. Sau, D egal cu 3. D egal cu 3. Și 3y minus 5x egal cu 2. Sau D egal cu 6. Și 3y minus 5x egal cu 1. Iată de ce alternare, adică alternativele. 1, 2, 3 și 6. Așa le adaptăm. Deci rezultă. Și toate astea rezultă că D aparține mulțimii variantelor găsite. 1, 2. 1, 2, 3 și 6. Dragilor, insist pe redactarea asta. Trebuie să apară clar, oglindă, modul de a, modul în care gândim să se și îl pune pe tablă. Deci, un alt D, în afară de asta. Am căutat. Am căutat. Dar când am muncit și am... asta că nu depinde de mine, înseamnă să ajungem cu aceeași... aceeași persoană. Și atenție când vedeți acolo, da? Da? De la mai mare, pe la mai mic, deci să fiți atenți un pic. Da. Și de acolo când apare chestia asta și tu spui cât ori cât se facă 6 și aia așa, tradus, 1, 2, 3, 4, atunci de se vede că doar 1, 2, 3 și 6. 6, poate. Da? Ai interesat bine? Da. Bravo. Închidem și rotați pe da, la geometrie. Da. Să le spunem prietenilor ce ți-a făcut ca... Ce am făcut aici? Aici am făcut la David de... sinteză, da? Da, sinteză. Cel mai mare divizor comun, da? Cel mai mare divizor comun a două numere. A două numere. Da, cel mai mare divizor comun. Divizor comun, da. Și aici... cum are... metoda reducerii la absurd. Metoda reducerii la absurd. Numere prime între ele, dacă vreți să mai punem ca și două numere, da? Cel mai divizor comun la două numere. A două numere, da? Cel mai divizor comun la două numere egal cu 1. Asta înseamnă numere prime între ele. Da. Nu, ce cu 3? Mamă, dar nu avem timp. Hai, să calculăm repede, una la fiecare. La revedere! La revedere.